Prima ședință de Consiliul Local al Municipiului Câmpulunga a avut pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâre plus punctul diverse. Edilul Liviu Țăroiu a ținut să pluseze cu încă un punct pentru vânzarea unui apartament, punct care a făcut obiectul altei hotărâri respinse în cadrul ședinței ordinare din luna decembrie. Una dintre punctele discutate pe larg a fost cel al prelungirii termenului asocierii între municipalitate și societatea Edilul CGA pentru administrarea bazinului de înot. Consilierul Nicolae Dumitrescu a tras un semnal de alarmă referitor la degradarea și întreținerea deficitului. Obiectivului. Aleșii locale au votat în unanimitate trecerea în domeniul public a terenului de sub mausoleul Mateaș. Au urmat rapoartele de activitate de la administrația domeniului public și privat și asistență socială, precum și câteva schimburi și închirieri de terenuri. Poate cel mai discutat și controversat punct a fost cel care făcea referire la stabilirea unor măsuri pentru organizarea concursului de recrutare pentru funcția contractuală vacantă de consilier juridic gradul 2 din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local. Aleșii nu se puteau decide dacă cel care va ocupa această funcție va trebui să aibă un an sau cinci de vechime, edilul Liviu Țăroiu, mergând pe varianta tinerilor fără experiență, pentru că lucrează mai ușor cu ei. Punctul divers a fost un nou prilej de prezentare a problemelor întâlnite în teritoriu de către consilierii locali. În urmă cu două luni, eram la ședință în sala de dincolo, v-am spus la semnalul, la reclamație, aș putea spune, a unei persoane din presă, eram chiar intram în ședință când cineva din presă care e prezent aici mi-a spus că sunt probleme cu încălzirea în sala de sport de la școala 3 în timpul antrenamentelor de volei. Dacă vă aduceți aminte, eram dincolo. Aceeași problemă persistă după două luni de zile. Secția de volei de la clubul sportiv Mușel își face antrenamentul, fete și copii își fac antrenamentul în condiții foarte proaste, frig. Mai mult decât atât, au avut meci în campionatul național și și-au mutat meciul de la școala 3 la Dumitru Gorescu. Deși ei de ani de zile fac antrenamentele și își desfășoară competițiile la școala 3. Aș vrea să vă rog să verificați ce se întâmplă și să rezolvăm această problemă. Eu nu cred că am ajuns la nivelul în care trebuie să facem economie cu încălzitul în dauna unei secții de la clubul sportiv. A doua problemă pe care vreau să o ridic. Da, avem un consiliu de administrație la școală 93. N-am primit din partea consiliului de administrație niciun fel de reclamație. Păi da, eu vă spun a doua oară. Trebuie să vedeți o singură treabă. Școala are un buget al ei. Clubul sportiv care spuneți dumneavoastră vine acolo și face și închiriază, nu recompensează școala cu absolut nimic. Și ei s-ar putea să zică nu fac eu cheltuie pentru echipa de volei. Vă aduc aminte că sala de sport este sala ține de municipiul Câmpulung, nu este proprietatea școlii. Este dată la administrare școlii, dar faptul că domnul secretar, e prima dată după, cred că, 10 ani sau 15 ani când se pune această problemă. Există o convenție între primăria municipiului Câmpulung, școala 3, clubul sportiv și există de mult, prin care clubul sportiv își desfășoară antrenamentele acolo, se oferă căldură, se oferă ce Dumnezeu le-a plăcut. Există un cadru, mi-a scris în zetul ăsta. Atunci hai să-i scoatem, Este nevoie să fie încălzită sala pe perioada asta. Numai că trebuie atenția că sunt copii mici acolo care au plecat răciți acasă, s-a mutat un meci oficial din campionat. Chiar stimați dumneavoastră. V-am povestit, aveți niște, eu știu, solicitări. Acolo nu, eu le-am discutat, nu mi-a sesizat absolut nimeni de așa ceva de la școala numărul 3. Nu să vă sesizeze, să vă spun de ce... Dacă acolo e problema, probabil fac economie, eu v-am sesizat... Nu fac economie, nu cheltuie suplimentare, că nu primesc de la inspectoratul școlar cheltuieli suplimentare. Dacă solicitați, am putea să zicem, să băgăm în Consiliul Local să aprobați o cheltuială suplimentară din partea bugetului. Nu verificați...